Dragi prieteni, astăzi avem un segment din acest stream sponsorizat Hashtag ad, hashtag sponsored Chiar de către Samsung, care că le mulțumesc foarte mult Ce o să avem astăzi și nu doar astăzi, ci o să mai avem câteva streamuri asemănătoare. Este vorba despre niște streamuri din campania uh, hashtag All Out. Campania All Out este o campanie dedicată dragilor oameni din generația Z, uh, oamenii care stau acum la corporație cu căștile în ureche să nu-i prinde șeful că ascultă la stream. Uh, sunt deși voi incluși, dar uh, să știți că e mai mult pentru generația Z. Ce și-au propus cei și de la Samsung prin uh, această campanie foarte drăguță este să inspire, să încurajeze și să susțină tinerii care urmează pasiunile. În toate modurile posibile. Și când zicem pasiuni, ne referim la genul ăla de pasiune știi, care se transformă în, în mai mult decât în mai mult decât un hobby știi. Genul de pasiune pe care o are cu par, de exemplu, în legătură cu designul grafic și toate cele, care ne așa s-a transformat într-o chestie pe care o face zi de zi și din care uh, trăiește prin arta lui și prin skill sale. Este o campanie, practic în toți oamenii care dedică acest mental space și această energie și la ala către uh, pasiunea lor și care fac din pasiunea lor nici o chestie mai interesantă. Și cred că oamenii de la Samsung să le dea de sănătate, m fi selectat pe mine pentru că cumva și eu am așa o parte din asta de om care a fugit de la corporație ca să facă stream pe Twitch, lucru nu e așa, uh, care arată că mi-am urmat pasiunea. Acestea fiind zise, uh, dacă mai știți și voi oameni care sunt hashtag all out, Vă recomand să ni să ni scrieți aici ca să putem să vorbim cu ei, dacă este. Intrăm în legătură directă cu Cupar. Vom vorbi o oră cam așa despre parcursul, despre cariera sa, despre uh, pasiunile dumnealui, pentru că știu că mulți dintre voi abia, aștept, abia așteptați să-l vedeți la față odată și a doua oară sunteți mulți, sau mai oric, cel puțin pe YouTube am văzut multe comentarii care întreabă de Cupar așa în general. Acestea fiind zise, o să-l sun acum pe Cupar. Bună seara! Salut! Hello! Hai chat, salutați-l pe Cupar! Bună seara, cumpaar! <laughs> Pentru cei nu știe, uh, Cupar este dragul nostru prieten, care pe lângă că este dragul nostru prieten, uh, este un... Uh, care ți denume, uh, Cum te prezinți? Cred că disponibil ești artist multidisciplinar. I guess, yeah. yeah. Ceva de genul. Uh, dragă YouTube, Cupar este unul dintre uh, editorii mei dragi care mai editează unele dintre clipurile de aici. Și pe lângă faptul că se pricepe foarte bine la editare video, Uh, Cupar este și artist și face tot felul de chestii, de la foto în video editing, la modelare 3D, la meme, pentru ce nu știe canalul de YouTube recomand să ducă să dea un subscribe, Cupar. Da. Vreau să știu de la tine. Știi că eu te-am mai întrebat așa, pe personal. Mie mi s-a mai părut așa fascinant cum ai început tu. Uh, spune, spune la oameni câți ani ai în primul rând. 19 ani. Cupar este un om de 19 ani care este foarte proeficient în uh, suita Adobe. <laughs> Asta trebuie să spui. Asta. Ce? Da. Cu ce te ocupi? Corect. Sunt proeficient în suita Adobe, fără suita Office. Știi că eu te-am mai întrebat uh, de, efectiv, cum ai început, men? Cum ai ajuns la 19 ani să știi toate toate chestiile pe care le știi? Prin clasa 6, 7, făcând meme. Am făcut meme la greu. Prima oară am învățat să folosesc Photoshop, făcând tot felul de meme, tot felul de edituri, whatever. Și apoi prin tot felul de proiecte care au venit cu timpul, am învățat câte o nouă aplicație, câte un nou skill, câte ceva nou. Și ușor, ușor am trecut prin toate. Prin Photoshop, prin Illustrator, prin Premiere, prin tot ce am avut nevoie. Vrei să le povestești la oameni cine ți-a pus photoshop în mână? O prietenă de familie care face postări cu cafeluță pe Facebook. Mă plictiseam odată când eram la ea acasă și mi-a zis Hei, vrei să-ți arăt cum să folosești Photoshop? Și am zis ok. Și mi-a arătat. Mi l-a și instalat mie pe laptop și that's how it started. Ai făcut cafeluțe primar în Photoshop? Nu. N-ai făcut ca fac. N-am făcut ca feluțe. Am început cu meme. Meme foarte simple, pe care probabil puteam să le fac și în paint, dar... dar la, mi nivel 9 sau... Cam da. Experiența asta o am cu... doar cu photoshop tot așa m-am învățat ca să fac meme și să modific tot felul de chestii. Așa, și cum, cum s-a extins de la Photoshop la tot arealul ăsta de cunoștințe, de skill-uri? mi s-au părut mereu fascinante toate programele astea complicate, ca să zic așa, adică orice vedeam nou și that seemed daunting at first, mi se pare foarte fascinant și gen, în continuu îmi doream să învăț. Și de fiecare dată când dădeam de ceva nou și se părea interesant, încercam să fac ceva în el. Au fost cazuri în care făceam pentru mine, dar și cazuri în care am făcut din necesitate că aveam un proiect și trebuia să învăț ceva nou ca să, să duc yeah. proiectul la bun sfârșit. Hei, am și eu nevoie de un poster. Ok, ți-l fac. Ce trebuie să învăț ca să fac chestia asta? Illustrator. Ok, cum se folosește Illustrator? am căutat tutoriale pe YouTube am învățat cum să folosesc Illustrator Asta am sfătuit și eu cumva oamenii în, am, am avut eu un video la un moment dat știi asta cu să lucrezi, adică să-ți faci mâna pe tot felul de ONG-uri și asociații din asta dacă, yeah, dacă vrei să faci ceva în absolutely. graphic design că cumva yeah. adică na, e sure, e muncă degeaba dar nu e de parcă ea oricum au bani să te plătească și oricum o faci pentru, pentru să-ți faci tu mâna să știi că nu faci testulețe de pe, de pe internet și că you, you know, you can see the results și că sunt folosite undeva ne agăți afișul la îndemână? mână? Uh, nu l-am la îndemână, dar îl caut. Asta a fost uh, unul dintre primele evenimente organizate de prietena mea, care a fost președinte la Interact, Bianca, și avea nevoie de un afiș. Și ai zis, facem eu un afiș? Says, ok, sure. Da, come on, this, looks, this kind of good. Țin minte că mm. ne arătat să ceva, dar nu mai știu pentru ce era, cred că tot așa pentru... Cumva un logo? Da, poate, cred că da. Era un logo pentru Interact, stema liceului. Da, 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 da așa, da, cu stema liceului, corect, da. Asta. Da! <laughs> let's go! Arial Italic, let's go! Bold Italic. <laughs> da, da, efectiv, am pus un logo care exista deja și un pic de text. Dar tot am învățat ceva și de acolo. Da, evident. Adică, n-ai. Fost your first uh, adventure into it. Zine de, zine de cum ai luat, uh, cum ai luat uh, prima oară un uh, proiect mai mare sau un proiect plătit. Abordarea mea a fost foarte hands-off cu absolut tot ce făceam. Așteptam să vină cineva la mine să-mi zică Hei, fă-mi și mie ceva. Pentru că sunt și foarte introvertit și foarte social anxious m-am băgat eu, cel puțin la început, să le zic oamenilor, hei, vreau să-ți fac și eu ceva sau ai nevoie de ceva de la mine. Prin liceu avea cineva nevoie de un edit la o poză sau de un logo sau de, mm -hmm. ții minte că am făcut un echipament pentru o echipă de sport. Ok, cute. Și ce alte, ce alte milestones astea ai mai avut mm. ca lucru cu clienții? Cred că cel mai mare, acum sincer vorbind, a fost când am început să lucrez cu tine. <laughs> Neironic Mă bucur Știu că ai mai avut pentru festivalul ăla Festivalul de la Romexpo Da Prietena mea, Bianca Care organizează evenimente Inclusiv o serie de petreceri Cu muzică semi-veche Anii 2000 Tot așa Avea nevoie de un vizual, o grafică Un poster, ceva Și hei, poți să mă ajut cu asta? Sure Și cu timpul, pentru ce au mai avut nevoie, când au mai schimbat câte ceva la petregere, au făcut un alt oraș, nu știu ce. Cum ai ajuns să lucrezi în uh, Premiere, în asta de editare video? Adică ce a promptuit asta? Tot din meme? Da, pretty okay. much. Inițial le făceam în Movie Maker de la Windows și da, mi-am dat seama că nu, <laughs> că nu mai duce ce-am eu nevoie, am căutat ce pot să folosesc altceva și am ajuns la premier. Ok, gotcha. Cum Cum am început noi să lucrăm? Nu, nu mai știu. Se vorbea pe Discord de un filtru de Insta. Zicea lumea cine știe să facă un filtru, să facem și noi un filtru. A zis, A. Mă bag și l-am făcut împreună. Cred că majoritatea din cei care au lucrat atunci la filtru sunt mozi acum în chat. Da. Eram efectiv doar noi. <laughs> Eram eu cu pag, oamenii care sunt mozi acum și în costă de oameni. Am făcut asta. Am început să vorbim, cred, dar nu sunt sigur că am mai făcut și niște meme între timp. Da, cred între că ai mai făcut și momentul niște meme. ăsta în care am făcut filtru și momentul în care am făcut compilația de clipuri din Corect, Decentre. bravo, da, așa, așa este, da. da. Deci cu Parkland, ce nu mai ține mintea, avem, mă, încă sunt pe canal, nu, pardon, nu, ai făcut uh, Fire Out of Context. Da, asta am și erau clipuri random cu mine în care de cel mai multe ori spuneam cuvântul cu P. Omule, mai mănâncă ceva, mănânc la telemuncă, nu la tele întins mâna. Și așa super random, dar cumva făcute pe muzică și foarte bune. The OGs îl știu, dacă nu l găsiți pe, îl găsiți pe YouTube. Și de acolo cumva, uh, nu? Ți-am zis să faci, să faci în fiecare lună genul asta exact. de edit. Da, și am mai făcut toată de două ori și pe am zis, uh, am zis să bage, dacă vrea și alte, alte tipologii de edit. Și Ia. acum, iată, colaborăm de un an deja, nu? Un an și. Un an, un an și. Mai aproape. Da efectiv ce am bătrânit împreună. <laughs> <laughs> și mi se pare mi se pare așa că mai văd la că mai văd la Cupa adică că pe lângă pe lângă că îmi face mie ce am nevoie împreună cu bușul pe zona asta de video, vizual, whatever, îmi place că mai experimentează cu tot felul de chestii și una dintre ele e 3D-ul. Adică, mă, știai cât de cât, dar mi se pare că ai aprofundat acum mai recent, nu? Yeah, proiectul ăsta pe care l-am avut cu tine cu overlay-ul și scena de stream starting și BRB a fost pe departe, cel mai mare pe care l-am făcut ever și cel mai complex și... Stai să arăt și la oamenii care nu știu sau slash la YouTube. Deci ce urmează să vă arăt este o, un, cum îi zice, un model 3D sau cum nu e un model, e... O brandare. Da, o brandare 3D, mă, mai multe randări 3D cu spații gândite, conceptualizate de cupar în primul rând și moodboard borduite de cupar după ce m-a după ce m-a întrebat așa și mai din ce mai știe el din universul streamului. cumva a vorbit împreună și a ieșit, a ieșit chestia asta Asta este uh, stream starting-ul meu Lucru pe care îl văd oamenii Când pornește stream-ul Așa și asta este Scena de pauză cât timp sunt la baie Sau cât timp e o pauză pe stream sau whatever am văzut, adică știu că poate așa la prima vedere nu pare că, știi, ia zile întregi de muncă o chestie de genul, dar e gen, nu, e randat obiect cu obiect, pus cu mânuța, obiect yeah, cu obiect, yeah. găsit modele, editat modele și la ala. Adică este o muncă yeah. titanică și cine mai are experiență în zona asta de randări 3D știe despre ce e vorba, mai ales timpii de randare. Uh. Te întrebă lumea ce program 3D... Este făcut în Cinema 4D cu Octane. Și asta mi se, pare, cel puțin mi s-a mie mereu super humbling așa pentru mine, că îl, îl mai vedem pe cu când în, în, în chestia asta cum e cinema 4 d care e un me, vezi, de ăla și te sperie. adică știi, te cumva, cum te-ai speria la un moment dat când te-ai uitat prima oară în Photoshop la cineva, așa te sperii la ăsta mea, dar e cu axe, cu spații între să... Oh, uh, și yeah. cumva e foarte humbling așa și când mai vedeam că editează, că știa toate short ca alea, eu stăteam, dădeam cu click cu la ala, omul edita doar din tastatură și cumva așa știi gen holy shit ce înseamnă să te apuci, știi, să, să cultivi cumva uh, pasiunea asta pe care ai avut-o sau whatever, curiozitatea uh, să înveți cât mai, uh, cât mai rapid uh, niște chestii care, în care ajungi să fi uh, să ai experiența unui om care, nu știu, poate are 25 de ani acum așa abia să chinui să se angajeze prin vreo agenție de publicitate când tu ai deja toate experiențele astea în, în buzunar. Arătare. și sunt invidios pe de-o <laughs> uh, Care a fost uh, povestea cu oamenii din jurul tău când uh, a devenit din ce în ce mai serioasă treaba asta cu editatul, cu arta cu la, la gen părinți mostly, slash nu știu, prieteni apropiați? Că mă gândesc că, la un moment dat ai avut în cap faptul că ok, this is going be my career for a time sau știi, adică că vreau să merg mai departe da. pe chestia asta. Prietenii toți au fost foarte supportive de la început când făceam meme, toți erau uh, când aveau nevoie de ceva sau nu știu, când credeau că pot să ajut cu ceva pe laul la mine și când le mai povesteam de ce am mai făcut sau ce proiect nou am mai luat sau nu știu ce, mereu am simțit că mă susțin în tot ceea ce fac, absolut toți prietenii. Uh, tot prin prieteni am avut un huge stepping stone, mai ales cum am zis mai devreme prin prietena mea, Bianca, care de-a lungul carierei ei de event planner, de ce-am mai făcut ea, a tot apelat la mine să-i mai fac câte o chestie, câte o nu știu ce, lucruri din care am învățat extrem de multe și mi a format și relații și nu știu ce. Deci, huge suport din partea tuturor prietenilor. Cu părinții puțin mai greu. Supportive ca orice părinte, dar se cam îndoiau că e o alegere că nu reală. E un job real, nu? Da, că pot să fac o carieră din asta. Încet, încet se obișnuiesc și ei cu ideea. Mai ales acum când văd că am un job stabil și că pot să mă întrețin și că dă roade tot ce am făcut în ultimii ani. Es bun, are copilul asigurare de sănătate? Are. Păi, gata. Atunci e bine. <laughs> Yeah. Mai avut, zim dacă nu vreți vorbi neapărat despre asta, dar ai avut zona asta de muncă, de convingere să... Că știu că mai vorbești cu facultatea, cu la la... Chiar da. întrebați cineva dacă faci facultate. Uh. Cum a, știi cum ai luat decizia să, să, go further cu treaba asta? Ei, în cazul meu, strict în cazul meu, mi-am dat seama că nu am ce să învăț de la o facultate din România care să mă ajute în direcția în care vreau eu să mă duc acum și că mai mult mi-aș ocupa timpul cu lucruri care nu mă ajută decât să învăț singur și să mă dezvolt în timpul nu. meu și în ritmul meu. N-am auzit Eu cu experiența mea de, de publicitar, n-am auzit în viața mea pe cineva care să zică, știi că adică, când vorbim de grafic design video editing, modelare 3D, oate toată zona asta de uh, digital design, n-am auzit pe nimeni să zică, știi, uh, mă bucur că am fost la un ce să învăț, să nu știu, mă bucur că am fost yeah. la uh, un arte, mă bucur că efectiv toată lumea zice uh, același lucru, ai tutorialele pe, tutoriale pe YouTube și pe toate platformele posibile, go yeah. do some tutorials. Exact și to tocmai da să mi se pare că în domeniile astea atât timp când nu există o certificare ca lumea la noi e efectiv e, nu știu poate sunt eu ignorant și nu știu să există la vreo facultate din România dar eu știu că nu există cine știe ce pentru zona asta adică yeah. sure pentru filmmaking există dar știi să faci ca să devii graphic designer sau video editor nu mi se pare că e cai unde se te duci în, în România la facultate e jenant și pe filmmaking da de fapt bine da pot să mă pot să mă aștept pot să-mi dau seama uh, ideea e că cred că sfatul meu și bănuiesc că și-a e că dacă vreți să faceți chestia asta sau vă interesează domeniul, doar deschideți internetul să căutați tutoriale pentru ce aveți nevoie. Dar chiar Absolutely. tu, cum ai cum a arătat research tău în zona asta de, de, tutoriale? Gen, cum ai început, cum le găseai? Eu am început cu alea de la Creative Monkeys Educational. <laughs> n-am avut un anumit loc în care să mă duc pentru tutoriale sau așa YouTube și Google în general uh, un mare skill pe care îl recomand tuturor să-l formeze e să învețe cum să caute pe Google o întrebare bună astfel încât să facă rost de informația de care au nevoie îți rezolvă yeah. absolut orice problemă în orice program yeah. ai vrea să înveți a, ah, da chiar da wow cât de important acum că zici realizez, realizezi această chestie. cât de important e să știi să cauți pe Google când vine da. vorba de absolut, știi erori în Photoshop sau în premier tot felul de, de chestii yeah. de astea de, trebuie să le găsești pe forumuri ascunse undeva în a opta pagină de la Google da, hold, da, ok yeah. it helps a lot și mai ales, mă rog, relativ în paralel cu asta, recomand să get the basics down cu orice vrei să învățați. De exemplu, în Photoshop să înveți terminologie basic, ce e un layer, ce e un mask, ce e nu știu ce, ce se aplică la programul pe care vrei să-l înveți, ca să știi după aia ce să cauți când ai o problemă cu chestia pe care vrei să o faci sau chestia care nu-ți merge. Pentru că, efectiv, asta e tot ce trebuie. Găsești ți se dă răspunsul mură în gură la absolut orice ai avea nevoie. Și dacă nu, you can probably figure it out dacă știi ce să cauți. Mă bucur că zici cât de important este ca să știm să căutăm pe Google pentru că cineva în chat zice cu pare niște tutoriale pentru cinema 4D. Da, exact. There Bine, Google, am înțeles, da. Dai și mie niște tutoriale. și, eu exclusiv de pe, de pe YouTube mi-am luat. Mi-am luat la un moment dat m-am apucat să meditez singur alea de pe, canalul vechi. Alea cu Dana Budeanu și toate alea. Tot așa am luat și învățam de pe, YouTube premier și mi-am luat un asta la Skillshare. Și eu. În care era un băiat care făcea un curs pe Skillshare care era identic cu cursul pe care l-avea deja pe YouTube, dar cu de acum un an, gen era pe o versiune mai veche de premier, de auzit. Gen efectiv e moca, e strida moca. Yeah. Și sunt tutoriale yeah. de la mega beginner la chestii destul de avansate. Și că băiatul ăla de are niște videouri de pe YouTube de 4-5 ore în care ți arată tot workflow, fără niciun cut, fără nimica. Și arată uh, tot workflow, știi? adică poți să vezi, te uiți în calculatorul ăla practic și poți să vezi yeah. efectiv ce, cum, cum, meditează un video de la, de la 0 la 100. Yeah. De acolo am învățat așa foarte multe, dar asta e deja high level, adică trebuie să da. ai niște basics, de am și știi, să știi. know your way around the program înainte să te bagi în ceva așa de adânc. În general, da. asta doar ca să-ți optimizezi Workflow-ul și timpul da, pe care Da, da, să zicem că și... există. Adică, că ai și, adică ai și partea asta de super început, dar poți să te și specializezi yeah. din ce în ce mai mult. Absolut. Adică există content și pentru și pentru medium și advanced în, în chestia asta. Știi? Adică nu, nu nu ai învățat cum să faci un cut în premier și pormă gata o zi plăcută. Și, și na, yeah. sunt tutoriale de oameni care fac de la filme, la reclame, la uh, uh, I don't know, uh, zi de-astea de YouTube ce facem noi... Yeah ai vreun, tu ai vreun proces din ăsta prin care mai înveți așa chestii o dată la ceva timp când te mai plictisești sau e pur și simplu când îți vine? Când îmi vine în mare parte, în general procesul meu prin care învăț ceva nou e fie dau de ceva în chestia la care lucrez și caut repede și învăț atunci pe loc ce să fac lucruri pe care îl fac aproape în fiecare zi în care editez ceva pentru YouTube de exemplu. Yeah. Na, dau de o problemă și învăț atunci cum să o rezolv sau sau dacă fac un proiect cu totul nou, fiecare cineva nevoie, fie că mi vine mie ceva în minte și învăț cam de ce e nevoie ca să fac chestia asta. Huge tip, by the way, dacă nu găsiți ceva pe Google, căutați în documentele care vin la pachet cu programele pe care le folosiți, mm -hmm. pentru că sunt instrucțiuni scrise fix de oamenii care au făcut programele alea și sunt extrem de useful. Stai ce? Gen da, un help? Uh, cum ar veni? Da, efectiv un help. Ok, De okay. da, Aproape orice program de care dai Are documentare foarte, foarte bine scrisă De cei care au făcut programele alea Poate ai vreodată o problemă și nu știi cum să rezolvi ceva Huge help Am mai văzut aici în chat că scria lumea Știi că, uite și mai zice Emilia aici Că mi-am și pofta și inspirația pentru editare video După ce am apucat să fac meme-uri la Eris Dungeon Am învățat mai mult în două luni decât în trei ani la un arte Da, efectiv asta zic și eu de fiecare dată. Vrei să înveți ceva, ia-ți o responsabilitate cu chestia aia. Vrei Absolutely. să înveți Photoshop, du-te la un ONG și ia-ți responsabilitatea că le faci un poster sau un logo. Vrei să înveți video editing, ia-ți responsabilitatea la un mall youtuber sau la Absolutely. un alt ONG sau whatever că îi faci un video ca să-ți faci mâna. Pentru că odată e și presiunea, știi, adică nu e ăsta e lucru care te oprește cel mai tare și când vrei să înveți ceva. Știi că ți-o pui așa ca side project pentru weekend și niciodată nu te puși de ea pentru că ai facultate, muncă whatever else care ți, ți yeah. consumă toată energia. În momentul în care ții responsabilitatea față de cineva, o să faci chestia, aia și o să înveți, Na, mai mult decât ai învățat în 15 ani cât ți-a ție să faci așa proiectul, știi, site project-ul meu, că te gândești, "Bă, n-ar fi tare să știu să învăț Photoshop, că poate mâine poimne mă fac graphic designer. Cine poate ști? E o, e o meserie care pare drăguță. Deci te pui yeah. așa in the back of your head, you never act on it sau if you act on it, you act odată, formă îți dai seama că n-ai, uh, timp, n-ai energie, n-ai whatever. Tu de yeah. de momentul în care ții o responsabilitate și tocmai ca să nu dezamăgi și ca să livrezi și ca să la, la înveți de nevoie. Și în plus ai și niște cerințe de la care să pleci, și că cam dai with idea yourself, faci ceva concret. Corect și poți să vezi și rodul muncitale la final. Adică poți Absolut. să vezi cum arată căcatul ăla pe care l-ai făcut, care peste două luni o să se pare cea mai mare jenă din lume. Că e normal, yeah. că e was thing. Și așa peste patru luni se pare de peste două luni, dar Works. and it's good it's good that it works like that că poți să vezi yeah. unde unde trebuie să improve my favorite little game când mă uit la clipurile lui Fire să-mi dau seama cine a edita clipul <laughs> ce trăguț da, nu, nu există o editor, editor, video când, când se făceau meme pe vremea mea Par să născut cu memele video în brațe. Când am făcut eu prima memă video aveam 20 de ani. <laughs> Dar nu, adică nu glumesc deloc, chiar pe, pe Facebook yeah, know, și pe I asta know. nu există no. gen concept de meme yeah. video. Erau gen doi oameni care știau premier pe tot internetul pe care se făceau meme și aia când făceau ceva, se făceai cruce. Zici, oai, ce bun! Și erau gen random-easă și cum ai zis tu, cu, uh, făcute în movie maker. Vreau să văd ce te mai întreabă lumea. Am ce mai de vreme de certificări și de la, la prieteni. Eu vă zic ca om al muncii, o să vă zic că și cu par. Ca om din câmpul muncii, nimeni vreodată în viața și în vecii vecilor, nu o să vă ceară certificări pentru suita Adobe, pentru Facebook, Google, tot ce înseamnă digital stuff nimeni nu-ți cere nicio certificare. Angajatorului nu-i pasă, efectiv nu-i pasă nimănui că, ai, că ești certificat în ceva. Ei pasă să te pricep la chestia aia. În momentul yeah. în care te pricep la chestia aia, se vede și poți să arăți că te pricep la chestia aia cu un portofoliu sau cu un task sau cu whatever. Dacă te duci la un angajator și zici să sunt certificat în toată suita Adobe, el o să zică super, arată-mi cum lucrezi. Pentru că asta yep. e piața muncii, sunt de puțin oameni specializați în anumite chestii cum e zona asta, cum era cu ceva vreme programare, așa și mai departe, încât nimănui nu-i pasă că ești licențiat sau nu. Strigam, nu le pasă. Zic cu partea, yep. a întrebat vreodată cineva să-i arăți licența de absolvent de Photoshop? Absolut niciodată. <laughs> corecție la stat se udă toată lumea la certificări? Da, dar nu e de pare că o să mergi pe la stat cu skill-urile astea. Yeah. Adică la stat îți fac afișele în, în Word și pot mă să face screenshot la Word. Le știi pe alea, nu? Făcute scrise în Word și făcut screenshot de se vede, se vede bara aia roșie care, care subliniază yeah. cuvântul. Uh, uite și Muna zice fake news, eu lucrez la stat ca editor video și nu mi s-a cerut niciun certificat. Iată. Mă în toată zona asta de design grafic, design, mă video grafic, whatever, Ți-ai un portofoliu. Absolut. Adică oricine Cel mai și, important. Da, și un om care te vrea pe freelance, și un angajator, și un whoever, o să bine, bine, dar arată, arată, da, să văd ce-ai făcut. Yeah. Știi? Uite, și eu, de exemplu, când am mai întrebat de editor video aici pe stream, mi-au mai trimis oameni mail-uri, mulți dintre ei mi-au trimis cu chestii pe care le-au mai făcut înainte, dar au fost și câțiva care mi-au zis, știi, man, uh, mie nu prea-mi place ce am făcut până acum, dar maybe give me Chance, știi? Lucru care știi, adică oricât de bine intenționată vrea să fii, dacă mai ai încă cinci oameni care, care, pare că au făcut chestii mișto, nu, niciodată nu o să-l alegi pe ăla care zice, hei, știi, nu prea-mi place ce am făcut, nu pot să nimic, dar hei, give me a chance. Că na, that's how it works, I guess. Ajută foarte mult mai ales dacă e într-un domeniu din ăsta creativ, gen artă digitală sau video editing sau nu știu ce, să aveți o pagină unde să vă postați toate chestiile astea. Cum am eu, de exemplu, mă rog, aveam, acum am arhivat totul, Instagram-ul, unde îmi post, puneam arta, sau cum am YouTube-ul, unde postez meme și nu știu ce chestii, unde vede lumea că știu să editez și whatever. Sincer, adică... n-ai nevoie de mai mult de, decât un Instagram. Adică dacă vrei yeah. să faci un portofoliu, yeah, yeah, nu n-ai nevoie să-ți faci în PDF, în whatever, fă un cont de Instagram, pune tot ce ai, mă, tot ce se poate pune pe Instagram, nu mă devine că dacă ai niște chestii super landscape, da, așa nu se poate bine pe Instagram. Dar în general poți să pui cam ce faci pe Instagram să-l folosești ca un uh, portofoliu pe yeah. lângă, știi, adică chiar dacă nu vrei o pagină de artist, poți să folosești funcționalitatea Instagramului ca un, uh, ca un portofoliu in itself. Asta am făcut eu. Nu mi-am făcut niciodată un portofoliu ca lumea sau nu știu mai mult decât ce am avut pe Insta. And here I am. Dar dacă, dacă nu existam, dacă nu exista timp prieteni în toată ecuația asta, cum te-ai fi, cum te fi promovat acum la... Ah, nu, sau te-ai fi promovat? Probabil că da. Lucram la ceva site pe care să-mi pun toate chestiile. Dar right now I don't see the point of it. Și nici înainte, de fapt, nu mi-a cerut nimeni niciodată mai mult decât ce aveam pe Insta. Ei, hey, îmi place ce faci. Fac yeah. și mie X. Da, efectiv, da. Așa am început și să lucrez cu cupar și acum mai e, yeah. e editor full-time. Bacunin, confirm Insta, mi-a adus mai mulți clienți decât website-ul de portofoliu separat. Da, efectiv, da. Și dacă aveți cumva posibilitatea să faceți social media cu contentul vostru, de la TikTok la YouTube, la... ce faceți cu Par? pe YouTube actually, uh, do it, pentru că e un flex foarte mare în fața oricărui angajator, chit că e freelance, chit că e la un job, știi, faptul că ai, bă, uite, am un de asta de TikTok cu X followers. Am un canal de YouTube cu la la unde editez și la ala. Și adică pe lângă faptul că te distrezi și tu având un site project din asta în care poți să experimentezi și poți să faci prăjeli, e și un uh, eye ai bragging right, efectiv. Plus că de foarte multe ori și din asta înveți extrem de multe. Eu de exemplu am învățat o grămadă de shortcuts și chestii noi în general, făcând meme pe YouTube. Yeah. Cum e această preconcepție? Desigur că știi ca să te apuci de, de toată zona asta și că trebuie aparatură, tehnică, aia, aia, aia. Ce rol a avut tehnologia spațială de care ai avut nevoie ca să începi toată chestia asta? Ca să încep, nu foarte mare. Am început pe calculatorul familiei, ceva basic care la Photoshop și atât. Minimum requirements are all you need, really, to get started. În momentul în care simți că skillurile tale sau ceea ce încerci să faci depășește aparatura pe care o ai, atunci poți să look into an upgrade. Mi se pare că this point la cum... Bine, poate nu te ajută neapărat să fii proeficient în, știi, modelare 3D sau în editare video sau whatever, dar mi se pare că if you wanna do something gen așa de început, mi se pare că a, efectiv ajungi un telefon. Pentru Absolut. Uite, absolut. de exemplu, mi-am făcut TikTok, da. mi-am făcut, uh, mi -am făcut eu un TikTok cu uh, muzică de pus la mor, Mântarea mea, pe care l-am făcut în premier gaș pe telefon. Yeah. În loc să stau să știi să deschid PC-ul, să uh, tragă. E, e, efectiv același lucru numai că pe telefon și gen na, chipurile care sunt acum funcționează uh, uneori mai bine decât laptopurile. Absolut. Adică efectiv Dacă, adică dacă vrei să începi așa e să a fun stuff, e ok, este să exerze. Știi că poți să cu cut cu poți să mergi la chestii de de complexe, chiar și în Premiere Rush. Ai uh, aplicații de editare pe telefon de 15.000 de ori mai complexe și mai uh, useful decât era Windows Movie Maker acum da, câțiva clar, ani. Clar, Gen, clar da. 100%. Și adică efectiv nu e nevoie de mai mult de un telefon dacă vrei să te, să, să te apuci să te joci cu chestia asta. Acum, da. sure, sunt puține joburi <laughs> la care da, poți să da, te duci acuma. să zici aici să editezi pe telefon, dar sunt! Sunt și are job de uh, om de social media, de social media manager, știi, care trebuie să editeze, să filmeze și să editeze TikTok să posteze chestii drăguțe pe Instagram, să la la, adică și, și alea sunt joburi și sunt destul de, destul de căutate. Adică dacă te, duci la, dacă te duci la un angajator ca om de social media și arăți că editezi în 10 minute un TikTok zi pe care trebuia să-l trimită la editor până îi răspunde editorul, până face editorul, până îl trimitea înapoi, până dea feedback și, tu îl faci în 15 minute, adică tot cu căscată, rămâne. Și chiar și așa, și dacă începi să înveți cum să faci tot felul de lucruri pe telefon, sunt chestii basic și na, noțiuni care se transferă foarte ușor la aplicații pe calculator. A lot of stuff caturile, tranzițiile, nu știu ce, asta la video, uh, na, cum funcționează layerele, cum e cu opacitatea, chestii de genul ăsta la editare foto, o sorts Te zici cineva aici, dacă îmi place să repar slash curăț PC-uri, am ce face în România, nu sunt foarte bun, dar zic că mă descurc pentru început. Cum să nu Absolut. omule? Tu vezi câți oameni nici cumpără acum din nou, e pre-surgeon de PC-uri pentru că tot ce înseamnă gaming și toate cele. E chiar o afacere super bună, dacă mă dar dacă cauți curățare PC domiciliu pe internet, găsești niște, am căutat eu și am chemat la mine, uh, sunt pagini făcute în 2000 în care ți-e foarte greu să ai încredere. Trebuie de pe o afacere bună. Cel puțin pentru orașele mari. Auzi ce setup ai la PC? Întreabă un om, zice aici, am a treia oară ce setup ai la PC. Am luat omul să trei ori. Ryzen 3600X, parcă, cu un GTX 1060, cu mai nou 32GB de, de RAM. Deci, to -i to -i. Placă, deci tu ai 1060? Da. Yeah. Ok, wow. <laughs> o face render 3D cu 1060. Does the job. Respect.

Dă niște, dă niște, sfaturi pentru, pentru, oamenii care vor să vor să-și urmărească genul ăsta de hobby să-l transforme într-o pasiune sau care vor să facă ce-ai făcut tu, more or less. Nu pot decât să vorbesc din experiența mea. În momentul în care găsești ceva ce-ți place, în momentul în care simți că ți-ai descoperit o pasiune și că ai unde să crești de acolo, don't let anything or anyone stop you. From that. Pentru că e huge în lumea asta în care sunt atât de mulți oameni care nu știu ce vor să facă cu viața lor și sunt pierduți și îngreunați și mai mult de sistemul de învățământ care le pune pe tavă 5-6 opțiuni și în rest descurcă de. You know? If you find something that you love, keep at it. Și... Foarte de foarte cinstit, așa este. O să țin 100%. Eu mă simt de, eu mă simt de multe ori, pentru că știi că uitându-se mulți oameni la mine, îmi dau seama că mulți, mă, adică din, din, câteva mii de oameni, mai ales pe YouTube, știm, dau seama că nu toți pot să empatizeze cu uh, zona asta digitală și chestii care se pot face digital. Dar gen, men, efectiv așa e. În lumea știi în care trăim, în acest uh, capitalism bezmetic în care toată lumea se chinuie să facă bani direct pe internet, mi se pare că dacă găsești ceva care îți place în zona asta de internet, you can, uh, adică Absolut. poți să dezvolți într-o chestie uh, zi, într-o chestie care să-ți și placă și care să-ți aducă mult mai mulți bani, toată, pentru că mult mai mulți bani decât un, un job clasic, numai pentru că majoritatea oamenilor încă au, exact cum zici și tu, preconcepțiile păi, atât sistemului de învățământ cât și părinților și la, la cum ziceam, jobul real. Nu e yeah. job real, mama, că e pe internet. Na. Da. E, niște, niște sfaturi tehnice pentru novicii de aici din suita Adobe. Nu știu, poate ceva ce să caute, un creator care îți place, un... Ah, nu. nu știu. Nu, nu prea am uh, o anumită sursă pe care să vă dau. Efectiv, cel mai mare, cum am zis și la început, cel mai mare sfat, învățați să căutați pe Google cum trebuie. Și o să vi se ofere pe tavă orice răspuns la orice întrebare aveți nevoie. Mi se pare că și asta e apropo de învățatul din tutoriale, că și oamenii care prinsă tutoriale, you have to, you have to like them, știi? Bun, ca ai zis de tutoriale. Ce m-a ajutat pe mine a fost să găsesc un tutorial în care cineva face un proiect. Mm. The basic, facem o gogoașă în Blender. Sau și știu, copiezi ceva de genul. proiectul odată cu el. Ia, yeah, chestii din astea basic, dar înveți yep. cele mai, cele mai basic chestii din programul în care vrei să lucrezi. Pentru ce nu știu, adică pentru ce n-a văzut cum arată, e gen, ai un om care face un proiect exact cum zice și cu par și îți dă și ție toate file pe care le folosește omul ăla, tu le dau la, yeah. des la tine în PC și practic eu go along uh, cu tutorialul mai yeah. mergând în același timp cu tutorialul, a, l s-a dus într-un folder pe care nu l-am mai deschis niciodată. Oh, ce chestie, voi deschide pentru prima oară acest folder. În so on. Și cumva, na, îți extins foarte mult area de, de cunoștințe așa din, dintr-un proiect, știi? Și yeah. sunt chestii ușoare de cel mai mult ori când, în mod evident, nu sunt chestii super avansate. Deci cineva aici, mi-am început călătoria cu Photoshop încă din 2016, făcând fan art, photo manipulation. Sunt foarte mulți oameni care fac chestia asta și învață Photoshop pe calea asta, chiar și din generația mea. Postând yep. Yeah. pe Instagram, editam în fiecare zi câte ceva și așa mi-am format și un art style, iată. Recent am trecut în Blender unde îmi fac fundalurile de editor, în Here I Am Now cu o pagină de aproape 10k. Am și făcut bani în toată experiența asta, dar momentan sunt o pauză din cauza școlii. Cannot wait to continue my journey după bug, so thank you for having this conversation, it makes me so proud. Ce goods. Pentru mine e nașpa că sunt editor pentru unii, de un canal de YouTube, dar filmările lor arată foarte rău, sunt low effort și foarte low creativity. I get paid for it, which is the only upside, dar când cineva nu vrea să lucreze cu mine și cere să-mi vadă portofoliu, nu, am prea ce să, nu prea am ce să le arăt. Yeah pentru că am făcut deja, pentru că ce am făcut deja arată cam rău și nu este vina mea, dacă potențialul client nu-i pas, să vreau doar să fie impresionat. Știi cum e, mi se pare că dacă, mi se pare că dacă faci din, scuzați-mi expresia, din căcat bici poți să flexezi cu asta, adică tocmai faptul că poți să faci din ceva super low quality, ceva care să arate, nu bine, dar decent. Că până la urmă, asta e treaba ta ca editor. Acum, na, în mod evident că nu știu situația, dar mi se pare că poți să, poți să integrezi asta într-un portofoliu și să, să menționez. Mă, nu uite, ăștia n să Țin o cameră în mână, dar uite, eu am pus un filtru de stabilizare, i-am pus uh, un filtru. <laughs> ai înțeles? <laughs> I mean, e păi, nu chiar există film de stabilizare, știu că sună stupid, dar chiar există de stabilizare. Știi, adică tot fel de chestii, nu știu, au filmat fără lumină, dar uite că cumva da. o rezolvăm la edit. Uite că am rezolvat-o cât de puțin. Sunt de acord cu asta. Ia, yeah, și și puneți Dynamics pe clip, corect. <laughs> da, ven, uite, adică de știi fix chestiile astea de, de, nu de nu știe că există așa ceva, știi, că nu-ți trece prin cap că ar exista ceva pe care poți să-l yeah. aplici la toate bucățelele de sunet și să ți nivelezi, adică nu efectiv nu se prin cap până nu o faci, până nu pui, până nu yeah. până nu zice unul, man, man fii atent că scurge din gură. Ia de aici de click, trage de aici și până atunci efectiv nu nu dai seama. Și a destaize ce am zis mai devreme cu cum să cauți pe Google. Că probabil îți dai și tu seama când te uiți la un video că sună ciudat, mm. dar nu știi ce are și nici nu știi cum mai putea să cauți să afli cum să rezolvi chestia asta. Dar dacă te gândești, ok. Video sounds weird when it's too loud. Și găsești niște mm -hmm. informații și din chestia aia poți să extrași, ok, True. ce aș mai putea să caut ca să aflu cum să rezolv chestia da, asta. Da, că afli că, ok, de ce sună de ce sună sunetul nasol? A, ah, păi, da. unul e co, doi e reverb, trei nu știu ce. Da. Bun, cum manipulezi co, cum manipulezi reverb -ul? și așa mai departe. Exact. Și ușor, ușor dezvolți abilitatea de a repara toate problemele astea. Cam ce PC recomand pentru editare de început? poți să cauți pe Google uh, minimal requirements pentru, uh, yeah. pentru ultimul premier. Când m-am apucat eu de Photoshop, era Photoshop CS5 sau CS6. E drept că nu mai e ca atunci de puteți să folosești calculatori din 90, uh, yeah. dar tot, uh, adică găsești minimum requirements și, por poți să te orientezi. Și eu încep să intru în toată lumea grafic design și tot ce ține de artă digitală, editing. Am început să lucrez ușor, ușor, chiar dacă nici la facultate nu sunt, ai în freelancing și sunt foarte insecure cu munca mea. Lumea spune că lucrez

Și yes. n a ști să zic cum treci peste asta, că am still working on that, inclusiv la terapie. Deci, na. Terapia este un lucru pe care pot să-ți-l recomand ca să lucrezi la asta, dar cred că într-o oarecare măsură toți trecem prin asta și trebuie să ai încredere în persoana cu care lucrezi sau în persoana care zice că e bine ce ai făcut sau că îi place munca ta. Go along with it. Eu asta am făcut. Am da. avut și încă am tot degree sindromul impostorului. Mie personal mi-a trecut după ce, știi, m-am uitat la un moment dat și am văzut, ok, sunt ani de, sunt literalmente ani și ani de zile, știi, în care am făcut jobul ăsta de publicitar, whatever, în care am făcut jobul ăsta, am fost plătit pentru el, am câștigat ce era de câștigat, am fost lăudat, am fost avansat, mi s-a quadruplicat salariul și așa mai departe. Chiar toată lumea e proastă, făcută grămadă, numai eu sunt numai ăsta la care vede impostoria. Măi, vorbind, na, cu oameni din jurul meu, bine, e și să nu fii impostor în publicitate, nu vă spărați. Uh, <gântu -i> <gântu -i> dar vorbind așa și cu oameni din jurul meu și dându seama că, na, majoritatea oamenilor au cât de cât uh, problema asta, sau mă, majoritatea oamenilor care au simțul ăsta al penibilului față, simțul ăsta al, nu știu, de sta cu picioarele pe pământ. toată lumea e chestia asta. Mie mi se pare un semn bun, adică la alți oameni mi se pare un semn bun. Mi se pare genul ăla de semn care zice, ok, omul ăsta o să, știi, nu să mă lase la greu, nu o să-și bată joc de de proiectul cu care, cu care lucrez și e ok, că pot, că adică și eu fiind știi, și eu fiind un om decent și persoana asta fiind o persoană decentă, eu pot să-i zic, man, stai liniștit, super place, all good, uh, nu mai munci atât de mult, știi, adică pot să fac eu efortul ăsta în cazul ăla, lucru pe care îl fac cu cupar de mă rugam de el să nu mai să nu mai editeze noapte Dar e drăguț, adică e o altă chestie pe care, pe care cred, apropo de oamenii care încep în chestia asta, că sunt skillurile de care țin de un om care face freelance. Asta înseamnă negociat fiuri, negociat deadline-uri, negociat unde de feedback și ce înseamnă feedback, nu-i așa? Pentru că feedback-ul poate să fie, chimba-mi te rog, culoarea pe acest unic element, lucru care îți 15 secunde, sau poate să fie, știi ceva, nu-mi place nimic, hai să-și trec să luăm de la capăt. A, vrei alt bani? Păi nu, că asta e feedback. Și așa mai departe, știi, adică trebuie să, trebuie, să, trebuie să, mi se pare că trebuie să ai și skill-urile astea, să mă să încerc să le acumulezi încet, încet, și skill-urile astea, yeah. pentru că altfel, știi, poți să fii cel mai bun la ce faci să mori de foame, pentru că ești, mai ales, nu vă spărați, mai ales în România, la câte țepe se yeah. trag, atât, da, deci atât în lumea de design, cât și în lumea de muzică, cât și practic toate profesiile astea digitale, pentru că sunt făcute în general de oameni sub 30 de ani care nu au mare experiență în câmpul muncii, foarte mulți oameni de peste 30 de ani sau mai mici profită cu nerușinare de această rușine să cer bani mai mulți, rușine să nu lucrezi după 12 noaptea, rușine să etc. Și se întâmplă la fiecare yeah. pas. Cu par o adică mă, știu că a pățit o eu am pățit, tot lumea a pățit-o și trebuie să fie aware de chestia asta și să exerse și să găsești lucruri, să știi cum arată un contract, să nu, să nu ți-a -ți la contracte. Poate lucrezi cu un contabil, poate lucrezi la un model de contract cu un avocat odată, poate un prieten, știi, care poate să-ți facă chestia asta. Și așa mai departe. Adică mai mi se pare că mai e și partea asta și care se aplică, mi se pare, la orice uh, domeniu. Dar, în general, la profesiile astea, știi, care nu sunt, știi, fixate în câmpul muncii, unde, să, unde nu tot, unde de, de cel mai multe ori nu lucrezi pe contract individual de muncă și așa mai departe. <laughs> da. <laughs> <laughs> Corect. Și o chestie nouă așa să de învățat na, cum e orice altă chestie și să-ți faci o firmă sau să-ți faci un PFA sau să... la la. Mie mi se pare exciting și cu pare trecut prin procesul ăsta relativ recent. Exciting în sensul ăsta, știi, că înveți, înveți niște chestii așa care Că și eu încă mă simt copil din multe puncte de vedere, știi? Și, hei, hai să învățăm cum se face cota la impozit. Hai să învățăm tot felul de alte chestii. Cea mai importantă de întrebare, de la ce vine porecla la par? O poveste foarte lungă este de la un personaj dintr-un joc. Iată. Vreau să mă apuc de digital art, dar nu știu de unde să încep. Să încep mai întâi pe hârtie? Să încep direct în Photoshop? Ce setup îmi trebuie? în so on. Aveți cum vă o referință? Părerea mea, fă ce ți se pare ție că feels right for you. Eu cel puțin n-am absolut niciun skill de desen sau nu știu ce, sau vreo formă de artă fizică, strict digital. Dacă tu crezi că te-ar ajuta să începi întâi pe hârtie cu creion, cu nu știu ce, do it. Cumpăreți un că... Samsung Note, it helps so much, zice Nutella Pat. <laughs> da, acum, da, mi se pare un foarte bun ce zice cu parși, adică dacă simți yeah. că ai două mâini stângi și habar n-ai să desenezi pe foaie, mi se pare clar, știi, Dar poate nu-ți place yeah. acta digitală și poate să-ți place mai mult pe foaie. De pe foaie poți și să te translatezi după, digital și așa mai departe. Și mi se pare că sunt atât de multe căi pe care poți să te dezvolți și drumuri de urmat încât de oriunde ai începe, there's a path for you. Da, yeah, plus că poți să, experimentezi, poți să experimentezi cu altele, știi? Adică începi yeah. încep cu asta digitală, îți dai seama că e boring și, sau că nu-ți place să desenezi pe tablete sau că nu, I don't know, sau că nu-ți place să faci artă cu mouse-ul and you can just go back to pen and paper. bug. Cute. Just wanted to say congrats to Cupar for evolving so much and doing what you love. All my appreciation to you guys. Da, chiar așa e. Ce -o să mândru de Cupar așa când... Când mă gândesc așa că... Ne-am cunoscut acum un an și ceva și acum am, este o, o piatră de temelie când vine vorba de toată prezența mea digitală. Thank you. Hai, lăsați. A, ah, da, și tabletele grafice sunt... Sunt pretty cheap, Nu știu cât e. Zice cineva aici că e 300 de lei. Da, adică, da Come dacă de Da, de alea basic. Eu am, uh, am avut o Colega la un moment dat mi se părea absolut fantastic că știa atât de bine, e, scuze, era grafic designer și lucra în Photoshop cu tableta grafică și știa să folosească de bine tableta grafică încât o folosea ca mouse pentru laptop. Am mai văzut. Cu Parking We Get cu Pargo gogan. Bine. Let's <laughs> go ne poți spune un site de pe care putem folosi elemente grafice free? Îți zic eu un site de stocuri bune free, se numește unsplash.com Și eu îți zic o altă strategie, cauți ce anume vrei, plus free pe Google și <laughs> ți se No, shut up man, no, it can't be true. <laughs> Unde te vezi peste 10 ani cu pagă? <laughs> să pare o întrebare atât de... Uite, tocmai din cauza chestii astea, că știi, apar o chestie care îți place și care, știi, you go with it, mai ales în zona asta artistică, whatever. Da, zic pare, poate e yeah. un răspuns. Nu, no, n-am nicio idee. Dar acum, joc să stai, când vine vorba de skill-urile tale slash de arta ta, unde te-ai vedea ca fiind super satisfăcut de ce faci și ce întreprinzi? Adică care e... ce tragi? Tragi mai degrabă spre, știi, să fii artist super cunoscut sau tragi mai degrabă spre să faci chestii care aveți sau Habar n-am. Would like să tind spre artist super cunoscut. Deși... is that something I really want? Am oh, I ready shit, to it's handle... Dancing. Am <laughs> I ready to handle the fame? În momentul ăsta sunt foarte mulțumit de traseul pe care mi l-am setat până acum să învăț constant chestii noi pentru că asta mi-aduce that's what brings me joy la asta că ești tot timpul no. din lume, fiecare dată cu de copii. Ce îmi place okay. la voc de fiecare dată când. Deci, la dacă este în preajma oricui care are 20 și ceva de ani și acea persoană <laughs> zice, bă, e cam nasoală viața dintr-un punct de vedere sau altul. Aia <laughs> cu care toată viața înainte. <laughs> Așa e când s-a făcut de pensie al bătrân. <laughs> cu parcă mai este și din când în când, nu știu dacă știți. Adică, mă unii dintre voi știți. Da, uh... streamer foarte serioase, de oameni serioși. <laughs> Super cupar Da, chiar vrei să mai faci streamuri, streamuri? Gen streamuri, streamuri? Uh, să știi că m-am gândit la chestia asta și nu cred Am încercat cumva să emulez ce faceți și voi Să fac un react, să fac un gaming, să fac un nu știu ce Și nu prea e de mine Ultimul stream pe care l-am făcut În care a fost absolut haos Sometimes it's okay to just hit and stream What are you doing? I'm having fun That was fun. I like that. That brought me joy. <laughs> I mean, și... Știu că nu mai făceai nouă stream când de editai. That could be a thing as well. Dar în general îmi place haosul. Îmi place să mi pun creierul cumva cât se poate de direct în ceea ce fac. Și în momentul ăsta acela este creierul meu. Pare ți mulțumim că ai și cu noi. Ce să dați follow pe Instagram. Vedeți ce meme Torbate face pe YouTube. Vedeți ce să mai vadă cu Tweeturile mele foarte bazate pe Twitter. Tweeturile foarte bazate pe Twitter. Cupar, îți mulțumim că ai fost alături de noi. Cu drag. Mulțumesc pentru invitație. Pace, pipi, te pup. Toate cele bune. Te pup. Te bună, pa, A. pa. Mulțumim cupar și desigur mulțumim Samsung. Uh, mulțumesc eu, Samsung, pentru uh, sponsorizarea acestui stream. Uh, mă bucur că l-am făcut și mă bucur că facem proiecțiilor ăsta. O să mai avem... Uh, mai avem invitați asemenea lui Cupar, dar din uh, alte domenii. Cine știe cine mai vine. Uh, acestea fiind zise, Cupar este după cum spune Samsung, un om hashtag allout. Adică un om care nu e așa și urmărește pasiunea și face chestii mișto din ea. Lucru despre care este și toată campania de la Samsung Go Out. Dacă vreți mai multe detalii despre campanie, găsiți, găsiți, pagina de la Samsung unde aveți mai multe detalii. De asemenea, puteți să vedeți și pe Instagram despre ce e vorba. Este o campanie pentru generația Z în care Samsung susține și încurajează pasiunile oamenilor pe cum cu par. Nu a devenit mai mult decât cum să zic, simple hobby-uri. Nu a devenit chestii pe care le fac și în care investesc timp și pasiune. you <laughs>